Doamna ministru, din păcate, tot ce am gândit pentru discurs s-a dus acolo unde se duce învățământul nostru sub Iohannis, adică sub dărâmături. Acum câteva minute s-a prăbușit zidul unei cămin a unui liceu din Odorheiu Secuiesc și trei copii se zbat între viață și moarte. Asta este realitatea din sistemul educației. Vorbeați de PNRR, am pus acolo bani, însă domnul Câmpeanu de la PNL s-a ocupat de partea tehnică din PNRR și dumneavoastră criticați USR-ul pentru munca lui. O să vă mai rog doar să-mi dați un singur minut ca să vă arăt un document. 30 de secunde, vă rog. Așa arată un doctorat construit pe bune, 1120 de pagini, este doctoratul meu. Domnul Câmpeanu, care a fost șef la partid, a plagiat. Domnul Ciolacu, care și-a făcut școala târziu și prost, nu cred că este în stare să vă explice ce înseamnă titlul tezei lui de doctorat Ultima la SRI, propoziție. Etica în intelligence, și nu cred că dacă îl întrebați dacă intelligence se scrie cu 2L sau cu 1, știe. Mulțumesc.